În seara aceasta v-aș îndemna să deschideți Bibliile, dacă le aveți, la Psalmul 77, pentru că vom avea o serie de citate din Psalmul acesta, într-o predică pe care eu am intitulat-o Un psalmist în depresie. Depresia unui psalmist. Depresia ne afectează pe toți. Foarte puțini oameni susțin că n-au avut niciodată depresie. Majoritatea oamenilor vor fi în depresie de cel puțin câteva ori în viață. Cu siguranță, omului Dumnezeu, acest psalmist, Asaf, un om deosebit, a trecut printr-o asemenea stare de depresie. De aceea scrie Psalmul 77, în care spune așa: strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul. Noaptea mâinile îmi stau întinse, fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții pleoapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic: va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor. Întreg psalmul este descrierea stărilor emoționale prin care trece acest om. Este starea de depresie în care se găsește un om al lui Dumnezeu. O primă întrebare este, și este normală, și oamenii lui Dumnezeu, cei care scriu psalmiștii, pot să treacă prin depresie? Cum să nu? Mari predicatori ai lumii au fost niște oameni care s-au luptat cu depresia toată viața. Despre Spurgeon, prințul predicatorilor, cum se spune, Spurgeon era într-o stare depresivă extraordinară. Au fost momente când l-au adus alții cu forță la biserică. Nici nu mai avea să meargă la biserică. Atât de într-o stare de depresie era. În seara aceasta aș vrea să explorăm puțin acest subiect, să vedem cum ne afectează depresia, să vedem de ce intrăm în depresie și să găsim câteva metode să ieșim din ea. Haideți să vedem la început cum ne afectează depresia. Ea ne afectează cel puțin în patru moduri foarte profund. În primul rând, ne copleșește spiritul. Iată ce spune aici psalmistul, versetul 3: mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Avem un duh copleșit, un duh pur și simplu strivit de povara uriașă a îngrijorărilor în care am ajuns. Se pare că o bună definiție a depresiei este mâhnirea Duhului. Avem un spirit mâhnit, necăjit. În limba ebraică, spiritul meu este copleșit. Duhul omului este înfrânt, se simte abandonat, se simte sub o povară mult mai mare decât poate el să o ducă, se simte singur, se simte abandonat și de Dumnezeu, geme și se gândește adânc în sine însuși la situația aceea disperată în care el a ajuns. În al doilea rând, depresia ne stârnește amintirile, ne stârnește amintirile. Iată ce spune versetul 6: mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri. Psalmistul care nu poate dormi noaptea, și cei care ați trecut pe aici știți bine despre ce este vorba, își aduce aminte vremurile bune, vremurile când cânta. Compară trecutul lui plin de bucurie de altădată cu prezentul dezastros în care trăiește. Duhul lui este copleșit și duce dorul trecutului
Și aduce aminte cu o nostalgie de zilele acelea, când cânta, când inima era plină de bucurie înaintea Domnului. Dimineața, îmi spune Rodica, m-am trezit cu o cântare. V-ați trezit vreodată dimineața cu o cântare și toată ziua ați cântat-o? Să știți că atunci când treci în depresie, nu te trezești cu cântări. Absolut deloc. Când te trezești dimineața cu o cântare, asta înseamnă că depresia s-a dus, a ieșit din valea aceea umbrei morții, intri pe teritoriul bucuriei. Țin minte că după ce ne-am mutat în noua biserică la vreun an și după aceea, într-o zi, într-o dimineață, în timp ce făceam cafeaua, a venit Rodica și mi-a spus: e extraordinar, nu te-am auzit fluierând de ani de zile. Dimineața, până n-ai băut cafea să te pui să fluieri, este un lucru grozav. Era un semn că ieșisem din valea depresiei în care am fost și am început să cânt. Am intrat în valea cântărilor, în epoca cântărilor. Se pare că atunci când suntem în depresie și amintirile timpurilor bune ne fac să ne simțim și mai mizerabil. Nu-i așa? Ne aducem aminte și ce s-a întâmplat, unde suntem astăzi, nu? Ne face mai rău faptul că ne aducem aminte de vremurile alea bune. În al treilea rând, depresia ne fură somnul. Psalmul 77 cu versetul 4: tu îmi ții pleoapele deschise. Știți că depresia este insuportabilă noaptea. O suportăm mult mai greu noaptea decât ziua. Ziua te mai iei cu una, cu alta, mai vorbești cu cineva, mai ai treabă, mai trebuie să gătești, trebuie să te duci undeva, mai interacțiuni cu alții. Dar noaptea rămâi cu tine însuți. Și nu poți să dormi. Îmi ții pleoapele deschise. Este un lucru îngrozitor. Au fost ani de zile în care, de exemplu, n-am putut să dorm decât cu pastile de dormit. Ani de zile, numai pastile de dormit. Nenorocirea este că în perioada aceea am luat Tylenol PM și n-am știut că Tylenol îți atacă ficatul. Pe urmă am avut probleme cu ficatul foarte serioase datorită medicamentelor de dormit pe care le luam în fiecare zi. Nu puteam să dorm altfel. Insomniile. Lucrul acesta este îngrozitor. Să fii mor de obosit și să nu poți să dormi. Să-ți vină toate lucrurile în cap. Să auzi încă o dată vorbele care ar trebui să le uiți. Din nou și din nou același lucru și să nu poți să dormi. Un motiv pentru care foarte mulți americani se uită la televizor este că vor să fugă de momentele acestea și să uite la televizor, să scape din realitate într-o lume falsă, într-o lume iluzorie. Și atunci televizorul este vizionat în ori de mult noaptea. Pentru că nu vor oamenii să rămână singuri cu ei înșiși, cu gândurile lor, cu depresia lor, cu dezamăgirile lor, cu rănile lor. Nu mai vor să audă încă o dată cuvintele acelea care, în continuu, ca un disc defect, le sună în minte. Și atunci se uită la televizor. Necazul este că n-au făcut nimic pentru vindecarea sufletului și a inimilor, decât au făcut o mică pauză și au luat o oară de la capăt. Depresia îți fură somnul. Apoi, depresia ne amuțește gura, nu? Iată ce spune versetul 4: și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Nu mai poți vorbi. N-ai chef de vorbă. Taci. Este o muțenie ciudată. Răspunzi soție prin mormăieli. Sau nu răspunzi deloc. Te uiți așa blank. Unde te uiți? De fapt nu te uiți nicăieri. Nici nu auzi nimic și nici nu poți să spui nimic. Sunt două motive ale muțeniei noastre. Aveam o concentrare prea mare asupra problemelor, suntem prea preocupați. Apoi, din cauza depresiei, nu mai avem chef de vorbit deloc. De ce? Ce să mai vorbim? Iar să mai spunem încă o dată durerile acelea? Iar să ne mai plângem de ele? Nu putem detașa ușor
nu ne putem detașa ușor de problemele pe care le avem și nu putem să ieșim de unul singur, repede, din groapa aceasta a depresiei. De ce nu vorbim în perioada aceea? Un semn distinctiv că ești într-o perioadă de depresie este că nu prea mai vorbești cu alții. Apoi, al doilea capitol care să-l studiem în această seară este să vedem câteva cauze cele mai obișnuite ale stării de depresie în care cade psalmistul, în care cade creștinul. Acum eu nu vorbesc de oamenii care fac păcate mari, grele, trăiesc pe droguri sau după beții sau cine știe și-au bătut soția, au ieșit divorț și bătăi și pușcărie și așa mai departe. Nu vorbesc de lucrurile alea. Eu vorbesc de psalmiști aici. Vorbesc de oamenii lui Dumnezeu, vorbesc de pocăiți, de noi. Pentru că asta este o realitate în care noi suntem. Din păcate se vorbește puțin despre ea, că nu arată deloc spiritual să fii în depresie, nu-i așa? Aproape că nici nu vrem să recunoaștem. Pacea Domnului, frate. No, bine, suntem bine. Numai Domnul știe cât suntem de bine, nu-i așa? De ce oamenii și de ce psalmiștii cad în depresie? Datorită unei vederi pesimiste și morbide a vieții. Psalmul 77:2. În ziua necazului meu caut pe Domnul, noaptea mâinile îmi stau întinse, fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Unii oameni au o predilecție pentru pesimism, nu? S-au născut așa. Văd numai partea neagră, văd greșelile, văd pierderile, văd suferințele. Viața este numai necaz, numai boală. Copiii ăștia care i-ai, numai necazuri îți aduc. Nu poți dormi noaptea de ei, pormă, nu poți dormi în restul vieții, că au necazuri în continuu. Vezi viața în negru, o vezi în negativele ei. Suntem bolnavi și aproape am ajuns să ne bucurăm de bolile noastre. Nu știu ce am face să scăpăm de ele. Că deja ne-am îndrăgostit de boala asta care noi avem, de-abia așteptăm să prindem pe cineva să-i povestim despre ea. Vedem viața pesimist. Vedem paharul gol pe jumătate, nu plin pe jumătate. Întotdeauna îl vedem gol pe jumătate. Știți povestea aceea care spune că pesimistul zice așa, mai rău nu se poate. Și optimistul zice, ba, se poate. Se poate mai rău decât este acum. Ar trebui creștinul să-și cultive optimismul și optimismul acesta să nu fie un fel de, eu știu, Pentecostal correctness, nu? Corectitudine pocăiască, că așa e bine să fim optimiști, nu? Ci ar trebui să ne bazăm pe credință, el să izvorască din credința noastră în Dumnezeu. O să fie bine pentru că Dumnezeu este cu noi. Tinerii aceia care au fost trimiși la cuptorul cu foc, cum vi se pară? Pesimiști sau optimiști? Optimiști. De unde vine optimismul lor? Din credință. Ei știu că sunt veșnici, ei sunt eterni. Dacă o să ardă, se duc la Domnul. E cu atât mai bine. Optimismul nostru trebuie să se nască din credință și nu din corectitudinea asta pocăiască, din limbajul ăsta de lemn pe care noi îl dezvoltăm. Totul e bine, totul e fain, slavă Domnului. Nu de aici, ci din credință. Ar trebui să vedem și partea pozitivă a lucrurilor. Nu numai pe aceea negativă. Unde avem așa o predilecție, imediat să vedem partea negativă. Se spune despre o soră bătrână că era extrem de optimistă. Numai lucruri bune spunea tot timpul. Și doi vlășgani de la biserică zice, mă, hai să o punem la încercare pe baba asta să vedem. Ce, soră, ce părere ai despre diavolul? Acum se așteptau să zică ceva negativ de diavolul. Zice, e ceva bun la el, merge la lucru în fiecare zi. În fiecare zi se duce, e consecvent, nu? Știți că și despre diavolul poți să spui lucruri bune, vorba aceea, nu? Dar dacă ai partea asta
negativă, tot ce vezi, tot ce auzi, una dintre cărțile mele am început-o cu asta, pentru că am suferit toată viața din pricina acestor oameni care căutau greșeli. Am scris așa, în cartea asta am pus câteva greșeli intenționat pentru oamenii aceia care nu sunt fericiți numai când găsesc o greșeală. Și vreau și ăștia când citesc cartea mea să fie fericiți. Nu? Să fie și ăștia fericiți. În mod intenționat le-am pus și pentru ăștia să găsească ceva. Nu căutați numai greșelile. Nu căutați numai partea negativă. A, mai totul a fost bine, dar dacă nu spunea chestia aia, nu? A fost fantastic la masă, dar salata aia a fost un pic cam bătrână. Cine știe? Întotdeauna, dacă este ceva care mai adăugăm o parte negativă a lucrurilor, ce-ar fi să vedem și să cultivăm partea pozitivă a lucrurilor? Apoi, în al doilea rând, o cauză a depresiei este o conștiință care acuză. O conștiință care te acuză. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. În depresie și-a adus aminte de Dumnezeu și a început să se tulbure. Și-a adus aminte de Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, și le-a pus probabil vis-a-vis de stilul lui de viață, de vorbele care le-a spus, de faptele care le-a comis. Evident, n-are o conștiință curată sau un cuget curat. Iată ce spune apostolul în Fapte 24:16, de aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Mă silesc să am un... Dacă nu te silești să ai un cuget curat, o conștiință încărcată de păcat te va duce mai devreme sau mai târziu în depresie. Este ceva între tine și Dumnezeu, asta în mod precis. Necazul este că atunci la depresie, când te duci la doctor, doctorul nu te întreabă, este ceva între tine și Dumnezeu? Este ceva între tine și soția ta? Ai probleme cu cineva pe care nu poți să-l ierți? Este vreun păcat mare în viața? Nu, absolut. El îți dă niște pastile și nu ca să te vindece, ci ca să devii dependent de pastilele alea pentru restul vieții tale. Este ceva între tine și Dumnezeu? Este vreun domeniu în care ești neascultător de Dumnezeu? Ar trebui să-ți faci o analiză corectă. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Pentru că în momentul în care îl vei întrista pe Duhul Sfânt, vei fi trist și tu. Vei fi trist și tu. Când ai întristat pe Duhul Sfânt, următoarea fază este depresia în care cazi. În al treilea rând, un motiv pentru care mulți oameni cad în depresie este un spirit cârtitor. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Sunt oameni care cârtesc tot timpul, care murmură, care sunt nemulțumiți. Cei care cârtesc mereu nemulțumirile lor sunt dispuși mai mult și mai repede la depresie decât ceilalți oameni care au un spirit de mulțumire și de recunoștință. Bârfitorii ajung mai repede în depresie decât ceilalți. Apoi, în al patrulea rând, există la mulți dintre noi o introspecție nesănătoasă, o cercetare de sine nesănătoasă. Cuget adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri. Trebuie să fim siguri că depresia nu este cauzată de păcat. Și atunci când ne cercetăm viața și căile înaintea Domnului, cum spunea Eremia în Plângeri 3:40, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, să ne întoarcem la Domnul. Atunci când începem să ne cercetăm, înaintea cinei Domnului, avem recomandat de Apostolul Pavel să ne cercetăm, fiecare să se cerceteze pe sine însuși.
Ba mai mult, psalmistul, în psalmul 139, striga: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cu toate acestea, sunt oameni care atunci când se cercetează, plonjează înăuntru lor într-o introspecție foarte nesănătoasă, morbidă, nespirituală. Oameni care nu văd decât dezastru și păcat și rătăcire și nu mai există niciun fel de șanse pentru el înaintea lui Dumnezeu. Oameni care nu se pot ierta pe ei înșiși, pot ierta pe alții, dar lui nu-și mai iartă niciodată. Cum a fost el în stare să facă așa ceva? El să facă așa ceva. Nu se poate. Și oamenii aceștia mai degrabă se condamnă. Și uneori se condamnă pentru lucruri care Dumnezeu le-a iertat de mult. Dacă Dumnezeu a iertat ceva, iartă și tu, termină cu lucrul ăsta, nu-și mai duce aminte de el. Problema noastră este că ne cercetăm uneori într-un mod care nu este corect, exagerăm în cercetarea noastră morbidă și nesănătoasă și adâncim starea de depresie în care noi ne găsim. Privirea ar trebui să ne o cultivăm, să se uite la Domnul Iisus, la iertarea Lui, nu? Să ne uităm ținte la căpetenia și de săfârșirea credinței noastre, spunea Apostolul Pavel, nu? Dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde și Hristos s-a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele jos de pe pământ. Mulți creștini sunt bolnavi spiritual, mental, fizic, psihic, pentru că privesc prea mult la ei înșiși. Prea mult la ei înșiși. Au de la ei pretenții extraordinare și nu văd rezultate. Și această cercetare de sine, care nu este sănătoasă, duce la depresie și mai mare. Cu ani în urmă, cineva mi-a spus că scrie o carte despre mine și are acum toate predicile, tot ce am spus eu, tot ce am făcut. Și a zis, mai, vrei să te ajut? Pot să-ți dau o listă mult mai mare de păcate care tu nu le știi, nu? S-a uitat cu ochii mari la mine. I-a zis, da, vreau să mai spun ceva. Pentru asta a murit Domnul Iisus Hristos, mi l-a iertat, ok? Dacă tu vrei să ții cont de ele și să te hrănești cu ele, pot să ți le dau anytime. Dar sunt oameni care își fac inventarul și se cercetează și ei nu sunt vrednici niciodată. Nu ia cina Domnului nici luna asta, nici aia altă, nici aia altă, el nu e vrednic. El vrea să ajungă în cer pe propriile lui aripi. Să știți că cina Domnului este pentru păcătoși, care recunosc că sunt păcătoși. Nu pentru sfinți care au tras concluzia că nu le lipsește nimic, ei sunt perfecți. Știți unde sunt sfinții, da? În cer. Nu sunt pe pământ. Toți ne străduim aici să ne sfințim, da? Sfinții cei de săvârșit sunt deja în cer. Și ultimul motiv este că Dumnezeu este lăsat afară din problema noastră. Uităm de Dumnezeu și vedem mai mult necazul nostru. Versetul 79. Va lepăda Domnul pentru totdeauna, nu mai va fi El binevoitor, s-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras el în mânia Lui înapoi în durările. O serie de întrebări de genul ăsta care pun la îndoială capacitatea lui Dumnezeu de a ierta și de a renoi ființa noastră umană. Toate acestea sunt motive ale depresiei noastre. Cădem în depresie ca și psalmiști, ca și creștini din motivele acestea. Și din păcate sunt destul de dese stările acestea depresive din viața noastră de creștin. Haideți să încercăm să găsim o cură, o vindecare pentru depresie. Primul lucru care vreau să menționez aici este că ar trebui să începem să prevenim depresia. E mult mai bine să previi o boală decât să o tratezi. Știți bine asta, nu? E mai bine să o previi decât să o tratezi. Când ai ajuns să tratezi o boală, deja e o problemă mult mai mare. Dar te poți feri de boală.
Mai bine să previi depresia decât să ajungi să tratezi depresia. Iată câteva motive, câteva îndemnuri practice, cum să începem să prevenim starea de depresie. Numărul 1. Încearcă să duci o viață obișnuită, sănătoasă. Ce înseamnă viață obișnuită și sănătoasă? Știți bine despre ce este vorba, despre ce vorbesc. Nu emite pretenții mai sus de tine decât poți tu. Nu te pune la alergat cu cei care, cu care nu poți să alergi, nu? Este un cuvânt care spune că dacă nu poți să te pui la fugă cu cel de lângă tine, nu te lua la fugă cu caii, nu? Că ăștia de obicei întreg pe toată lumea. Nu-ți fixa lucruri care tu nu poți să le faci, nu? Încearcă să duci o viață obișnuită, sănătoasă, luptă cu păcatul în fiecare zi. Lăsați lista, vă rog, luptă cu păcatul în fiecare zi. Știi ce este păcat, știi ce nu place lui Dumnezeu, luptă împotriva lucrurilor aceluia. Ia decizii în fiecare zi. N-am să mai merg acolo, n-am să mai spun asta, n-am să mai consum asta, n-am să mai gândesc așa. Luptă în mod constant cu păcatul care știi bine care îi. Ia și măsuri drastice dacă trebuie. Sparge televizorul ăla dacă trebuie. Renunță la internet sau cine știe. Ia-ți un telefon din ăla de vechi care n-are imagini. Fă ceva concret care să te ajute. Să te ajute în mod concret la lupta ta cu păcatul. Mai departe. Ai grijă să dormi suficient și să te relaxezi și să faci exerciții. Mulți dintre noi nu respectăm asta. Nu respectăm concediile, nu respectăm timpul de odihnă. Când eram tânăr, eram student și eram supărat pentru două lucruri. Și toți ziceam, de ce Dumnezeu ne-a făcut pe noi? E o pierdere de vreme să mănânci și să dormi. Am putea să trăim și fără chestiile astea, nu? De trei ori pe zi, domnule, să mergi tu la cantină. Era teribil. Și apoi să și dormi. Jumătate din viață să dormi. Pierzi jumătate din viață, domnule. Nu? Când sunt așa multe de făcut. Ai grijă să dormi suficient, să te relaxezi și să faci exerciții. Oamenii obosiți cad mult mai repede în depresie. 4. Mănâncă echilibrat și sănătos. Acum în America e o mare provocare să mănânci mai ales sănătos, nu? Echilibrat, dar sănătos. Mâncăm brânză care n-a văzut laptele niciodată, făcută din lapte care n-a văzut vaca niciodată. Hai să fim serioși, nu? Atâtea chimicale chestii artificiale sunt așa și sunt ieftine, domnule, nu? Știți de ce oamenii săraci, și în America asta se vede, oamenii săraci sunt mai grași decât aia mai bogați. E normal, pentru că ei au grijă ce să mănânce și au bani să mănânce ceea ce trebuie. Noi mâncăm ceea ce ne permitem, nu-i așa? Lesă cupită. Și ceapă. Asta era soluția la... Ia aer curat, distrează-te sănătos. Știți că râsul a inventat Dumnezeu? Dacă n-ai niciun motiv de râs, eu știu, și nu mai găsești nimic umorist, nimic vesel în lumea asta, am auzit de cineva bolnav cronic, domnule, s-a dus la spital și când a auzit ăsta cât costă o zi de spital, de spitalizare, s-a enervat și s-a dus la un hotel care era peste drum de spital. Era mult mai ieftin, nu? Mult mai ieftin. Și la hotel am închiriat numai filme, toate filmele cu Chaplin, toate cu Stan și Bran. Și zile în șir a râs de s-a prăpădit. Okay? L-au găsit sănătos după câteva zile. Că ăsta avea nevoie de o doză stravână de râs, domnule, de bucurie, de veselie. Nu? Distrează-te sănătos. 6. Menține-te ocupat, muncește din greu. Lenea este atelierul diavolului,
și este și sursa unei depresii. Oamenii care n-au de lucru se plictisesc și plictiseala duce la depresie. It's boring, este cel mai teribil cuvânt pe care l-auzim de la copiii noștri. Parcă viața pentru ei este să fie distracție. Și dacă nu e distracție, este plictiseala. Știți de ce e boring? Că n-au de lucru. N-au de lucru. Nu știu, eu când eram copil nu aveam timp să mă plictisesc, domnule. Absolut deloc. Aveam de măturat la stradă, în curte, de dus vaci, bivolii la iarbă, de făcut curățenie la cotețul porcilor, de avut grijă de gâște, să fim acasă, să le număr, să fie toate. Mi-a povestit un român din Spania că l-a invitat pe șeful lui la România. Și a venit șeful lui din România, după ce a văzut România, și a început să povestească la fabrica acolo. Și, domnule, în România și gâștele sunt deștepte, domnule. Știu să vin acasă singure. El nu și-a imaginat că gâsca atât de deșteaptă încât știe care e casa ei. Nu a mai văzut el așa ceva. Da, gâștele în România sunt foarte deștepte. Menține-te ocupat, muncește, caută-ți un hobby, adună timbre, eu știu, fă ceva, nu știu ce hobby mai poți să... Pune-te, pictează, nu? Fă ceva, în timpul tău liber, ia-ți un hobby, ocupă-ți viața cu ceva. Caută să duci o viață cumpătată pentru gloria lui Dumnezeu. Renunță și la asta și la cealaltă, pentru că vei vedea că pe rând o să renunțăm aproape la toate. O să vedeți că într-o zi nu o să mai avem nevoie de nimic. Nu o să mai avem nevoie de nimic. Renunță din timp la ele, scapă-te de ele și fă bucurie la alții. Două viață cumpătate pentru gloria lui Dumnezeu. Cultivă un optimist sănătos, simțul umorului. Cultivă un optimist sănătos. Du un zâmbet acasă ori de câte ori vii. Fă bucurie celor din jurul tău, chiar dacă n-ai tu chef să râzi acum, da? Produ bucurie celorlalți și vei vedea că să te înveselești și tu. Astea sunt câteva lucruri care ne ajută să prevenim starea depresivă. Apoi, în al doilea rând, admite și mărturisește starea de depresie imediat. Admite și mărturisește starea de depresie imediat. Se pare că nu vrem să admitem că suntem în depresie, cui să spunem, nu? Dacă spui la păstor ăsta te predică de la amvon, că asta este spaima noastră numărul unu, nu? Caut și alții că tu ai o problemă, nu? Doamne ferește, pentru că restul lumii trebuie să creadă că noi nu avem niciun fel de probleme. Absolut deloc. Nu ne mărturisim nici prietenilor, nici celor apropiați, ținem pentru noi, cum să spunem cuiva că nu arătăm duhovnicește, nu arătăm spiritual, domnule, să spunem că noi suntem în depresie. Versetul 10 din același psalm, atunci îmi zic, ce mă face să sufăr este că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași. Dar nu mai spune, chiar asta ai ajuns să constați, s-a schimbat Dumnezeu. Nu mai e Dumnezeu același care era pe vremuri. Mister, te-ai schimbat tu, nu Dumnezeu. Tu te-ai schimbat, nu Dumnezeu. Dumnezeu a rămas același. El zice, eu sunt același ieri, azi și în veci, eu nu mă schimb. Dumnezeu nu se schimbă. Dreapta Lui nu se schimbă niciodată. Dreptatea Lui nu se schimbă niciodată. Legile Lui sunt imuabile. Legile Lui nu se schimbă niciodată. Tu te-ai schimbat. Nu pot nevina pe El. Nu suferi că s-a schimbat Dumnezeu. Dacă trebuie să suferi, suferi că te-ai schimbat tu. Suferi că te-ai schimbat tu. Să știți că depresia nu este un păcat. Dar asta în ea te va duce la păcat. Te va duce la păcat. Știți că depresia poate să ducă la sinucidere? Sunt foarte multe sinucideri datorită depresiei în care sunt oamenii. Și sinuciderea este unul dintre cele mai mari păcate, poate cel mai mare, pentru că nu mai există nicio șansă să-l mai repar după aia. Nu mai poți să repar nimic după asta.
Depresia este o slăbiciune. Nu putem să continuăm să pretindem că ea nu există. Să știți că și Apostolul Pavel a trecut prin depresie. Știți ce a făcut el? Iată ce zice 2 Corinteni 7:5. Căci după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjit în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Era o stare depresivă în care se găsește Pavel, Apostolul Pavel, omul lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu. Țin minte că a fost o perioadă extrem de grea pentru mine și familia mea după ce ne-am mutat imediat aici în Phoenix. Aveam probleme cu băieții, nu vreau să audă de Domnul, de biserică. Soția era în depresie că de ce ne-am mutat din Chicago și am venit în pustiu ăsta. La biserică dădusem peste alt pustiu, de fapt, primul salut care mi l-a spus cineva când am intrat, bine ai venit în groapa cu lei. Nu l-am crezut atunci, dar pe urmă am avut parte de lei, nu? De răgetele lor. Pur și simplu eram în război pe toate fronturile, pe toate fronturile. Și am venit acasă într-o zi la Rodica și asta a pus gura pe mine, uite ce ai făcut, ne-ai mutat de acolo și uite, așa. Atunci am rugat-o foarte frumos, uite, te rog, măcar pe frontul ăsta, nu duce război cu mine, hai să ne înțelegem noi doi, ok? Cu el azi nu ne mai putem înțelege, cu el suntem în război pe toate fronturile, dar măcar noi doi să nu ne batem, că atunci nu mai am dușmani, oriunde mă duc. Este îngrozitor când ajunge așa. Trupul să n-aibă niciun fel de odihnă, să fie necăjit în toate chipurile, așa, afară lupte, înăuntru lupte și temeri, nu? Între frați mincinoși. Când zice Pavel de fiarele din Efes, eu nu cred că s-a dus la zoo. Cred că a avut vreo ședință, vreo adunare generală. Mai degrabă decât să vadă ceva animale sălbatice de pe acolo. Cred că n-aveau treabă cu animale sălbatice. Dar ar trebui imediat să mărturisim starea asta cuiva, să o recunoaștem, să o recunoaștem și să începem să luptăm împotriva ei, să ieșim din ea. Caută-L pe Domnul pe căile Lui sfinte. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Zicea același psalmist care întreba ce s-a întâmplat cu Dumnezeu, că dreapta Lui nu mai este aceeași. Și aduce aminte că Dumnezeu este mare, Îl caută cu rugăciune. Să știți că rugăciunea a funcționat din tot timpul. Tot timpul a funcționat. La depresie este momentul cel mai grozav să-L cauți pe Domnul în rugăciune. Când nu poți dormi noaptea, eu am luat o decizie, când nu pot dormi noaptea, înseamnă că Domnul mă trezește să mă rog. Asta e regula numărul unu. Nu te du la televizor, pune-te pe rugăciune. Nu poți să dormi? Deschide Biblia. Citește, roagă-te, caută-L pe Domnul. În depresie este caută-L pe Domnul în căile Lui sfinte. În rugăciunea ta din cămăruță. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, în cuieușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Roagă-te cu frații, cer ajutorul fraților. Fii împreună cu frații, caută părtășia frățească, nu te izola. La depresie avem așa o stare elegiacă, începem să scriem elegii, mai avem un singur dor, nu? Să murim la marginea mării, așa. Toată natura participă la suferința noastră, în afară de ceilalți din jur, care nu ne înțeleg absolut deloc. Caută-i pe frați.
Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să se roage, să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Când ești în temnița asta depresie, caută-i pe frați. Spune, rugați-vă Domnul pentru mine, am o stare depresivă, Domnul să mă scoate de aici. Și frații o să se roage pentru tine. Adu-ți aminte, Dumnezeu este cu tine în cele mai dificile momente ale vieții tale. Psalmistul spune în versetul 19, ți-ai croit drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au cunoscut urmele. Dumnezeu va veni pe valurile cele mai mari care lovesc în tine, va veni la tine, va veni la corabia ta, va potoli furtuna asta. El este nădejdea ta. Apoi, încurajează-te în Domnul. Psalmul 11, același psalm, versetul 11 și 12. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Una dintre experiențele noastre în starea depresivă prin care am trecut este că într-o zi, într-o dimineață, am văzut-o pe Rodica schimbată complet. Și am zis, ce s-a întâmplat? Zice, uite ce s-a întâmplat azi noapte. Am venit aici să mă rog, n-am putut să dorm și nu știu de ce Dumnezeu mi-a adus aminte de toată viața mea, de toată copilăria mea. De mama bolnavă, tăticul prigonit de comuniști, păstorul unei biserici mari. Și mi-am adus aminte de momente cruciale din viața mea, când Dumnezeu ne-a purtat de grijă într-un mod extraordinar, ne-a salvat de acolo. Pe urmă mi-am adus aminte de venirea noastră în America, cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă în toate lucrurile. Și parcă dintr-o dată am înțeles Duhul Domnului care îmi spunea, dacă ți-am purtat de grijă până acum, nu crezi că pot să o fac și în continuare? Și în momentul acela spune, întreaga mea viață s-a schimbat, am căpătat o altă perspectivă. Gândește-te la experiențele tale din trecut. David a făcut-o în 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, spune Sfânta Scriptură, David a fost la mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. S-a îmbărbătat singur și a adus aminte de Dumnezeu. Eu nu sunt singur. Eu sunt uns de Dumnezeul atotputernic, de Dumnezeul oștirilor. Domnul este cu mine. Domnul care m-a salvat din ghearele ursului și a bleului. Dumnezeu care mi l-a dat în mână pe Goliat. Nu? Este același Dumnezeu care mă va scoate și din situația asta imposibil în care mă găsesc. Și l-a scos. S-au dus în urmărirea dușmanilor, au recuperat toate familiile și au avut o mare biruință. În Psalmul 34, versetul 1 la 4, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă cel nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Este psalmul unui om care a știut să-L caute pe Domnul, să se încurajeze în Domnul. Să fie oricine la Washington, să se întâmple orice vreți cu economia asta, să se întâmple orice cu lumea în care noi trăim. Dumnezeu este Tatăl nostru, este Dumnezeul nostru și El ne va purta de grijă așa cum ne-a purtat de grijă până acum. Nu trebuie să cădem de disperare niciodată, trebuie să ne încurajăm în Domnul, indiferent prin ce vom trece. Și ultimul lucru, mărturisește altora ceea ce face Domnul pentru tine. Când ieși din valea aceea a umbrei morții, du-te, spune bucuria asta și altora. Pentru că s-ar putea să dai de unul care are exact nevoie de cuvintele tale și de experiența ta.
Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Voi vorbi despre ele. Voi spune altora. Voi împărtăși experiența mea cu alții. Depune mărturie, declară victoria. Foarte curând, depresia va fi de domeniul trecutului. Câteva lucruri în concluzie. Numărul 1, și psalmiștii pot cădea în depresie. Dacă ești ceva mai mare decât psalmistul, și tu poți să treci prin depresie. Orice creștin poate să treacă prin depresie. Atenție la asta. Numărul 2, la primele semne ale depresiei, cere ajutor. Cere ajutor. Cere ajutor de la Domnul, cere ajutor de la prietenii tăi, de la cei care se roagă. Depistează cauza care a dus la această depresie și îndepărtează-o. S-ar putea să fie un păcat pe care îl duci după tine de multă vreme. S-ar putea să fie o neiertare care duci după tine de mulți ani împotriva cuiva. Depistează cauza aceea și scapă de ea cât mai repede posibil. Numărul 4. Uneori pocăința este absolut necesară. Trebuie să ne pocăim de păcatul acela și nu putem altfel. Caută mijloacele spirituale înaintea medicamentelor. Noi prima dată ne ducem la medicamente. Asta e nenorocirea epocii în care noi trăim. Te doare capul, te duci la dulap. Cum un dulap de bucătărie tot e plin de medicamente. Tot îmi zic că într-o zi am să fac ordine, acolo am să le arunc. Cred că 80% nu le-am folosit niciodată și nici nu-s bune la nimic. Deja cred că-s de ani de zile. Da, arată bine, ca o farmacie, așa, un fel de un fel de liniște, un fel de siguranță, așa, când deschizi, plin de medicamente. Nu? Orice boală ai, deja ai, găsești o pastilă pentru treaba asta. Nu apela la medicamente, prima dată apelează la Domnul. Noi luăm medicamente și dacă nu funcționează, atunci ne ducem la Domnul. Epuizăm toate metodele noastre și pe urmă ne ducem la Domnul când nu funcționează medicamentele. Ce ar fi să ne ducem la Domnul înainte de medicamente? E mai ieftin. E mai sigur. Dacă devii dependent de Domnul, este bine. Dacă devii dependent de medicamente, e rău. Okay? Avem prieteni, avem cunoștințe care la stări depresive au luat medicamente. Li s-a modificat personalitatea. Li s-a modificat personalitatea. Așa, medicamente puternice au luat, care sunt droguri, efectiv, prieteni de o viață, puși pe scandal. Cum am intrat în casă, deja au pus gura pe noi. Nu ne-am văzut de ani de zile. M-am uitat la Rodica, trebuie să plecăm de aici. Soluția nu este. Nu? Nu apela la medicamente prima dată, ci apelează la Domnul. Încă o dată, dacă vei deveni dependent de Domnul, asta e foarte bine și îți va prinde bine toată viața. Dacă devii dependent de medicamente, lucrul ăsta este foarte grav. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru faptul că Domnul ne învață cum să biruim stările depresive în care ne putem afla chiar și noi, copiii lui Dumnezeu, ne ridicând cu toți în picioare.